Codin Maticiuc este unul dintre cele mai cunoscute personaje de la noi. Tinerețea și-a petrecut-o distrându-se prin cluburi, iar acum, la vârsta maturității, este pregătit să facă schimbări. Împreună cu Mihai Bendeac, Codin a reușit să facă în câteva luni ce nu au reușit alții în ani. După ce a renovat spitalele, fostul crai de dorobanți s-a întors la una dintre pasiunile sale, lumea cinematografică. Codin Maticiuc are de gând să ducă pe mai departe povestea din Miami Beach. Acesta este pregătit să plece peste hotare pentru a pune la punct ultimele detalii legate de turnarea filmului și nu numai. Codin a recunoscut că are ceva emoții legate de pandemie, dar speră ca în primăvară să reușească să toarne filmul. Plec în state, fiindcă trebuie să facem continuare la film așa cum am anunțat. Acum voi sta doar vreo 10 zile. Finalul anului vreau să mă prind acasă în România. Doresc să-mi petrec liniștit sărbătorile. Însă, în primele luni ale anului, vom pregăti cu multă atenție urmarea. Am atins un nivel al așteptărilor și nu trebuie să dezamăgim pe nimeni. Vor exista și surprize, sunt sigur, chiar dacă le-ai ști, nu le spune. Este mult prea devreme să fac marile anunțuri. Cred că Miami, orașul în sine, a fost un actor foarte important în realizarea primei părți. Luăm în calcul să-l păstrăm și în continuare pentru partea a doua. Cel mai probabil o vom turna în primăvară. Asta dacă nu cumva pandemia asta nebună se va revolta o dată în plus la adresa noastră. Acum vom fi nevoiți să mai amânăm proiectul nostru, a declarat Codin Maticiuc.